Kings Mafia. Mafia. What the world been waiting on, man? It's going down. We gon' let you know how we made it come. Hey, red goose, get me loose. Yo, no patrol. Money in my pocket and I'm all up in this old line. Ooh, I'ma act a damn fool. So I brought my team for this. Yourself. I'm the realest player, trap star, selling the biggest bricks. I'm the realest player, rap bar, smoking purple leaf. Step up in the club, I got love, hustle, hustle, rich. Girl between my legs, do me up like I'm licorice. 25 stacks at the bar, ice on my wrist. Step up to this pimp and get your braided hair and wig split. Back up in my Chevy, brains blow out, peanut butter. Ei, bună seara, bună seara tuturor! Ce ziceți, mă? Ce mai faceți? Uite câtă lume! A intrat ceva lume, după aia a ieșit, intră, iasă, intră, iasă. Ce ziceți că mai faceți? Nu prea vă place intro-ul, a? Vă plictisiți repede de el. Bă, astăzi... O să avem ceva frumos. Este și ziua lui Nesti. Cred că am uitat de ea. Vedem, poate îi facem o surpriză, ceva, un cadou acolo. Omul s-a angajat. O să trecem mai încolo, pe la ei. S-a băgat la service. Vrea să câștige bani cinstit. Noi o să încercăm o facțiune legală momentan. Băi, eu puțin răcit, de asta ni n-am dat cameră. Am dat decât o singură dată la un live, am dat cameră și după aia am răcit. Și am zis că până nu trece răceala, nu dau cameră, că arăt urât la ochi. Deci că sunt nedormit. Facem și noi 20 de like-uri acolo, dăm drumul la live. Direct la roleplay aici. Live-ul este dat drum. M-am încurcat eu. N-avem niciun David momentan. Tot îmi apare erori aici la YouTube. Mă auziți bine? Uite, ați rupt butonul ăla de like. Gata, dăm drumul aici la roleplay. Mergem, îi facem o vizită secretă lui Nesti. Ne prefacem că am uitat că e ziua lui. Să vedem unde-i servisul lui, unde lucrează. Da, pe undeva, pe aici. Dacă-l sună, să vedem. Eu nu mai știu pe unde lucrează.
Vrea să ne răspunde nestia asta. Ziua lui și face pe mofturosul. Da. Băi, ce faci? Piciule. Ce, la muncă? Sunt la muncă, da. Pe unde-i codul ăla, bă, unde te-ai angajat? Vreau să vii pe la tine. Nici că stau acum. Zi-mi codul. Ia să stai. Da, omul mi-a închis, îmi trimite mesaj cu codul. Ui, codul, mă. Era pe aici, pe undeva, mă. Aici, bă, o schimbat. Vedem noi, mergem, că avem bani aici în cont. Mergem să-i cumpărăm o mașină, cred că. Vedem. S-a uitat o mașină de-a mea, că mi-au venit mașinile cu vaporul. Deci nu mai suntem săraci, avem mașini acum. Da, mi-a trimis codul și el. Hai să vede. Bun, setarăm aici. Salut, clapă, ce zici? Oho, băieții grei de elită. Bă, am, mai am 7 membri în mafie, dar fac eu ceva, câteva live-uri cu facțiune din asta legală și băi, oricum e în pauză, 2 săptămâni. Nu e închisă, membrii încă sunt în ea. Oricum, ne facem noi mafia înapoi, după aia o fac mai mare. Valiente se joacă dincolo, că am vrut să-i las lui liderul să se ocupe de ea cât fac eu roleplay-ul de polițai, dar nu prea se mai joacă. Nesti zis Poca Juniorul, e ziua lui, ci că îi face caracterul 2 ani. 2 ani de când se joacă cu același caracter. E normal că o să crească, că na. Promit că mâine dau camera. Mâine o să facem iar ceva horror. Sau alt joc, nu știu. Băi, ziceți voi ce joc. Eu am de Phasmophobia și Devor. Bine, mai am și Fortnite, mai am Rust-ul. Sau jucăm Emily Wants to Play Me. Și ăla e mișto. Ăla te sperii mai bine ca la Phasmophobia. Ia uite ce e aici. Mâine, ziceți mâine ce vreți să jucăm. Bă, nu știu, dacă l-am, nu cred că l-am. Ăla, dar le-l iau. Mă joc și CSGO și PUBG și Fortnite, joc toate jocurile. Ce orice era ăla să dea peste mine. Ce zic, băieții? Vă auziți? A, uite-l mă aici ăla, că nu vă mai bagă seama. Băi, nepoate! Te-apăr, buchiule. Toi, ce faci, mă? S-ați venit amândoi aici? Lucrați amândoi? Nu, eu am demisionat de acolo, de la domnul și am venit să mă plimb puțin. Ce faci, buchiule? Băi, nepoate, ce dracu? Te-ai băgat mecanic, uite, deja profesionist, dacă ai zis că ai lucrat de mic. Da.
Ia uite ce... Băi, ce dracu, bă, ce-i schimbi acolo? Uleiul? Nu, o modific. Modifici și bagi. Că ai putere, bagi un chip? Da, da, îi bag un chip acolo, am ridicat-o din suspensie, îi pun... Da, poți să joci și PUBG și alea, dacă sunteți la mine pe Discord și alea, joc cu abonații. Să răbesc, cu tot ce trebuie. Care vrea, poate să lase mesaj în privat și facem mâine o echipă. Face 4-4 permanent în chestia. PUBG eram bun pe telefon, dar pe calculator de-abia l-am luat, nu prea sunt așa bun. Uite, 12 persoane, hai, mai rupem butonul ăla de like încă o dată? Facem 30? 30 de like-uri acolo, rupem? Păi de la ochelari, ți-am mai zis, e mai... Da, cu ea, cu e mașina? Ea ta? Da, păi nu am cumpărat-o. A, ea ta, bă? Mhm. Bă, ești nebun. Ce cu jeep-ul ăsta? Ești maker. Din showroom? Mhm. Gata, mă, uite-l, bătă-l încheia și vă văd acum, ai vino să te iau în brațe, unchiule. Ce dracu faci, bă? Ai terminat? Da, bă, m-am încumințit. Băi, bă. Păi, nepoate, celălalt nepoate, dar tu ce ai făcut? Ai demisionat dincolo? Da, da. A, eu vreau să mă duc astăzi că mi-au acceptat ăștia CV-ul la poliție. Vreau să mă fac polițai. E bine un cheașul de măcar. Nu mai facem și noi de ele. Ne cumințim toți pe la următoată familie. Da, păi vreau să mă bag în poliție acolo cu surioara, dar nu o găsesc nici pe ea. Probabil că o să încă e plecată pe la țară, ceva de genul am înțeles. S-o dus pe la recoltă? Da, așa am înțeles. Deci sper să fie ăla care mi-a acceptat CV-ul să fie acolo, să semnez și eu contractul, să îmi dea și mie uniforma. Cred că voi fi elev, ceva voi fi, probabil. Pa! Da, ceva... Salut! Ce faci, domnul Alba? Te veni pe la nepotul ăsta al meu să-l văd cum s-a angajat. Fost nepot. Bă, ăsta-i nepotul meu, bă! Ce ești, bă, domne, tu? Salut. Și zi, bă. Mamă, bă, stai așa că mi-e dă eroare frânele astea, nu prea știu. Ne auzim peste o lună, bă. Păi? Da, mâine dau cameră. Ne jucăm, vedem ce jucăm, PUBG, jucăm Emily Wants to Play Me. Îl știți? Și de jocul ăla cu Emily Wants to Play Me? Ăla chiar e de groază, să mă rog. Parcă la fasmofobia deja m-am învățat cu pantofile alea, nu mă mai sperie. Trebuie să-i mai pun, să-i modific, vreau să-i pun un motor de la puternic, unchiule. Ce dracu, bă, dar... Ți-ai luat trail card ăsta, mâncat, ți-ai ieșit. Cât ai dat, bă, pe ea? 180.000. Bă, dar deja câștigi bine aici, a? Bă, a fost și ziua mea și am făcut bănuți. Ce ziua ta, mă? E ziua ta? Mă, da, să mă bată mama, toți ați uitat, bă, decât Panache care a fost. Mamișor a uitat, astăzi fratele meu Kenti a uitat să-mi zică, numai fratele meu Panache mi-a zis. Hai de mine, am uitat de ziua ta, nici cadou nu ți-am luat. Nu contează, bă, unchiule, lasă să fim noi sănătoși de la tine, n-am nevoie de nimic. Hai de mine, eu sunt concentrat cu CV-ul ăsta, că mi-au acceptat ăștia CV-ul la poliție și trebuie să mă duc să dau acolo. Știi ce am eu nevoie? Să fii tu în putere și să fii alături de mine, asta e cel mai important. Da, să bă, că eu uite, dacă te-ai angajat, te-ai făcut băiat de casă, acum o femeie îți mai trebuie. Da. Uite, toți banii care mi-e fac, bagă mașini, bă. Deci, păi cât trebuie, îți cumperi mașini, dar ce faci cu atâtea mașini? Mă plimb. Ce motor îi pui, bă, pe ăsta? Să aibă primarul de unde să ia impozit. Da, să ia impozit. Pune-i ca 20 pe ăsta, mă. Că ăla se aude ca dieselul, știi? Și pui motor diesel să ai venit. Hei, salut, Cristiane, vezi că am nevoie de tine. Mă angajez la poliție, te spar dacă nu te găsesc acolo. Dieselul de cuplu. Bă, benzină e doar de viteză. What? Ce dracu, bă, îți faci schimbare? E diesel sau benzină? Normal, ăsta ar trebui să fie diesel. Asta-i diesel, a? Da. Uite, parcă ai... Bă, ai... De bere, mă, a, am crezut că ai pană la cafuciuc și ăștia. Bă, am doze de bere acolo, ia și tu. Are și eu am tot așa. Sau ai pe altcineva care să... Să mă bage? Ai și canistre cu motorină? Unchiule, ia o bere dacă vrei. Ce? Ce se ia o bere dacă vrei de acolo. Nu beau, bă, că mă duc la interviu acolo. Sunt și cu mașina, dracu, uite, am parcat acolo. Nu mi-am cumpărat, bă, mi-au venit mașini din Chicago, mi-au venit cu vaporul, astăzi au ajuns. Am înțeles, ok. Mamă, mă bucur în cheașul. Vedeți acolo încă 3 like-uri, rupem cu 3 like-uri.
I-am pus 4x4, i-am pus. Într-o turbă suspensie ridicată. Ia dă o tură cu ea. Că nu pot să dau să-mi zici că merge. Eu, mă? Te-ai zis? Eu să dau o tură? Da, dă o tură cu ea. Aaa, n-auzi că mă răstor, nu vreau să dau. Lasă-mă că mă duc eu ce recu, că nu te răstor. Păi ia ta, măcar, ia, du-te și strică-o tu, după aia mă pui pe mine la plată. Aia zic. Păi, da, crede că s-a întâlnit prostul cu fraierul sau ce e? Ia uite-l. Mi-a lovit mașina. Bă, bulangiule, mi-ai lovit mașina, bă, bulangiule. Și eu tocmai aia nu o dau de asta. Lasă-mă că ți-o repar, stai așa. Mă dau sub din Chicago. Mai găsești șefule piese la ea? Păi eu știu. Cred că găsești, că asta e japoneză, găsești. Păi japoneză, nejaponeză, dar mi-a stricat-o bulangiu. I-ai cam tot roțile la ea. Hai, schimbă-i roțile atunci. Cadou de ziua ta, schimbă-i roțile. Aia zic. M-ai nimerit. Adevărat și asta. Eu, el de ziua lui muncește în loc să stea și el să frece menta. Am fost astăzi, bă, am frecat. Ai fost, păi, nu s-a terminat ziua, mă? Până la 12 noapte mai? Mai e, dar mai muncesc și eu ce-ți fac. Ce rău. Și ai sărbătorii, bă? Puțin, așa, de după amiază. Ia zi, ai rupt Bahamas în două. Păi, gândește-te că maica ta nu afla că m-am băgat și eu aici la poliție. M-a dus, când o să mă duc să mă angajeze ea și o să mă vadă. Deja. Cum, bă, i-ai zis deja? Păi, dar nici nu m-au acceptat încă, doar au acceptat CV-ul. Mama, spar stopurile de pe dreapta. Dar mă, îi schimb acum tot aici, stai să-i fac un poliș. Ce dracu, păi fă-i poliș, că uite, am băgat pe la noi. Bă, că știu că am dezmembrat eu două de-astea, dacă nu mă nu este tare, mă? A, bă. Păi cu ceva nou, venim acum, ne trebuie să ne ducem la asta, la poliție, o să încerc acțiunea de polițai. Mersi, mersi de donații. Ba, cam atâta, că văd că iese la poliș aici. Stai. Îi dai o leac de poliș și gata, e ca nouă mașină. E dacă nu merg. Nu prea merita poliș, că e nou-nouță. Da, cum i-a distrus asta mașina lui. Mamă, acum îi scoai, cam șterge din lac, dacă e de poliș. Bună, bună, bună. Așa, m-am dat mai tare. Vede, ne-am dat mai tare, mă. Îi pui stopurile, că ăsta e facelift. Păi sunt, bă, Tiderică, sunt la mecanici. Uite, mă, aici, repar ăsta, mașina. De-abia am venit cu ea și mi-a distrus-o. Eu, uite, bă, pe ăștia, pe toți a găsit, mă, cu jante cale mele, bă, să... Dar tu crezi că numai tu-ți permis, mă? Referea, mă, fac cine, mă? Mi-a dispărut mașina! N-am fost eu vinovat. Da, așa că mi-a luat Dumnezeu mașina, dar cum... E păcătos Dumnezeu ăsta, n-are e cam păcătos, e cam păcătos. Noroc că e un garaj pe aici. Eu nu știu cum de-a dispărut mașina, că de-abia am intrat pe server, nu a trecut o oră. Urăștea mașina. Bă, vă place melodia asta? Pe mine mă sperie câteodată, că am uitat că le-am schimbat. E Capone, salut, salut, te-am mai salutat? Sau n-ai auzit? Unde plecă, bă? A, bă, nici nu te vedeam unde ești. Afară, mă, m-am dus. E recu, ce-ai apucat să o repare? Și dau, da, ți-am pus farurile, ți-am reparat-o, am sudat-o pe unde erau și ai să-i un poliș, o duc acolo să-i dau un poliș. Hai, du-te repede, spală-mi-o, fă-i și o spălare. Da, mă, da, 2 minute durează, mă duc să ți-o spăl mai întâi.
Te dau un poliș după și e ca nou, poți să mai mergi cu el. Bă, nu știu, dar dacă ai zis... Ai zis asta, mă faci să cred că ești tu. Killer Vagabondul. Am uitat să vă întreb, domnul, ce motor doriți? Acela care... Ăla care trage. Ok. Mamă, Kenti, și ți-i spică netul, mă? Eu cred că mai am probleme. Eu îi aștept pe ea de la internet de o lună. Am programare să vină să îmi pune internetul. A, uite, am făcut și noi 30 de like-uri în sfârșit. Ați place melodia, bă, killere. A, hai că te las să polișezi acolo. Da, Capone, Kenti, nici nu mai știu cum să-i zic, Habibi. Ăștia repară pe aici. Deja că-l pierdui pe ăsta, unde era? Mai trebuie să-i facem ziua, să vedem. Fac o surpriză. S-o închis aici în garaj, mă? Ai terminat, mai am și o treabă. Nu stau toată ziua aici cu tine. 2 minute. Am venit doar să văd cum lucrez și ele. Am văzut deja cum lucrez. Strigi mașinile intenționat. N-am vrut să o strig, bă, acum, sincer, acolo. Mor, nu-ți dau niciun ban. Dar nu-mi trebuie bani, bă, unchiule, pentru tine niciodată. E, așa ziceam și eu. Să audă și să n-audă directorul. Lasă, dracu, și așa era la dezmembrat una, că am și eu de asta. De asta. E gata, unchiule. E gata. Mi-am schimbat urechiușele azi, m-auzi ok? Bă, te aud, dar... Stai să ți-o scot de aici, sau ți-o scos tu? O, rulez, mergeți la școală, rulez, da? Tot cu școală, da? Băi, dar la muncă nu-i trimite, mă? Îi trimitem numai la școală? Bă, unchiule, gata. Hai te pup, ne auzim mai pe seară dacă... Da bă, mă duc să văd dacă îi găsesc pe ăștia la poliție. Mă duc să mă angajez, bă, gata, că m-am saturat să stau așa. Desigur, cum să nu? Cheltui numai banii de pe card. Păi da, să știi că și eu chiar, sincer, am cam cheltuit. Uite, păi... ce e ok, trai ca lumea, 5.000 intră salariu. Măi, eu mă duc în poliție, bă, că de mic am vrut, ți-am zis. Știu, știi că am vorbit noi doi. Da. Da. Bine, unchiule, te pup. Bine. Hai grijă de tine, hai, numai hai, pa. Hai, salut. Da, bă, rulez, doar noi mergem la muncă. Da, să vedem. Prin radio. Aua, dar nu se deschide ușa. Uite, dau și peste asta. Uite ce BMW are asta. Pe aici. A, bă, killer, m-ai văzut pe mine vreodată polițai? Toată viața mafios și acum mă duc în poliție. Nu ești tu, a? Ah, nu mai cânta melodia. Păi ce s-a întâmplat cu melodia? Uitat altă melodie. Dar ne duce să vedem dacă ne acceptăm în poliție. Am ăsta cu muzica după mine. Îmi iau aici, am închid ăștia live-ul.
clar. Asta se ține după mine cu muzica intenționat. Trecem pe intermitent. Da, da, mă duc acum să vedem dacă găsesc pe cineva. Dacă e Cristian sau Richard. Da, ăsta se ține cu muzica. Aici nu-i nimeni. Vedem, ia uite, urmă. Oh, oh, ăștia de la SIAS. Bună ziua, domne, m-auziți? Să doarme pe el. Ce să zic, bă, mor de răcit. Nu mai pot. Doar știi că lucrezi și la minus 25 de grade. Din ce în ce mai răcit. Cu febră. Asta că știu eu ce cu aplicația aia. Era Cristian aici, i-am zis că vin. Bă, dar nu-i nimeni, mă. Toți în acțiune. Mă duc, îl caut în secție, că ăsta stă prin birouri. O, îi prinde cu o gagicuță ceva. Alo, poliția! Poliția! Nimeni în birou, cred că trecem mai târziu pe la ei. Da, bă, ce să facem? Asta e, trebuie să muncim. Mai și muncim, ne mai și distrăm. Îl prind cu Vivi. Tu nu ești pe joc să-mi suni un polițai? Mai du prin față. Da, da, rezolvăm acum după. A, bă, poliția română, unde ești? Bă, și avem atâția polițai, bă, erau atâția polițai online. Când ai nevoie de ei, nu-i mai găsești. Fii atent. Alo, domnul! Domnul! Alo, 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 alo. Ăștia s-a antrenat să doarmă. Bună seara, bună seara! Ați venit în Europa. Auleu, sărin și gardul. Bă, dar trebuie să-i găsesc undeva. Trebuie să trec pe la roșu. Bă, erau și la service acolo. Ere. A, uite, bă, un polițai acolo. Trebuie să ies înapoi acum. Vreau să alerg spre el până nu pleacă. Ha? Polițai? Polițai? Polițai, bă. A, nu-i polițai, bă, ce am crezut că e mașină de poliție. Bine, bă, killer, ne auzim. Mă mai găsești pe aici pe live, stau vreo două ore, cam așa.
Unde îi găsesc, bă, pe ăștia? Cum facem, mă, să găsim poliția ei? Iacu, că până să încep live-ul erau toți. De la unul, un mesaj, ceva, nu știu. Dar să știi că nu vin doar ei la Jaf, vin și alții. Vine el din Sias, mă căpăcesc aia cu bătaia, nu mai intru în poliție. Oia, oia, la bătaie mă omoară. Că sunt nebuni ăștia. N-am găsit, bă, Nesti, niciun polițai, nu știu unde sunt și erau toți, bă, erau toți online. Cred că sunt patrulă pe aici, pe undeva. Așa-s după gagicuțe, bă, că așa-s polițaile, noi sunt gagicari. Ăștia umblă numai după femei. N-am văzut în viața mea atâtea anunți câte au fost pe serverul ăsta. Nunt sunt fiecare zi. Băi, era și verde. Bă, s-au dus la gagici ăștia, 100% îi găsesc pe plajă. Poate îl găsesc pe taică-tău, că la e în Sia, să dea... Bună, bună! L-am găsit pe Her să dea, să dea pe stație la un polițai. Stai, bă, că tu ai făcut nunta și ai divorțat în 24 de ore. Ai lăsat și nevasta și copilul. Da, păi eu îi mai caut pe aici, să vedem și mă duc după aia pe la secție. Nimic pe aici. Ăștia-s pe la ori, la gagici, ori la bătăi. Lor le place să bată. Da, bă, cam așa se întâmplă la mine. Eu stau pe verde și când se face roșu am trecut. Iar dau de ăsta, mă, să se țină după mine? Da, e ăla cu muzica. Ne-am dus. S-a dus. Facem și noi o din asta să... I-am lovit mașina, am distrus-o, gata. Asta e mașina de drifturi, nu trebuie să mă duc așa cu ea. Ia uite, roșu și verde. Verde. Ne oprim puțin. Ai rupt butonul killere. Mersi de donație. Nu-i găsim, bă, nici acum oare? Da, atâta s-a putut.
Domne. Ce vrei, domne? Ce mai zici, domne? Ha? Ce mai zici, domne? Tu ne-ai venit să mă angajezi și nu-l găsesc pe ăla care trebuie să mă angajeze. Domne, și eu m-am angajat, dar trebuie să mai dau un test acolo, știi tu. Da, unde e? Unde e, bă, poliția? Nu știu, dar eu mă duc să ias. E frumos acolo. Ei, lasă acolo, vă luați bătaie mereu. Eh, ce crezi tu? Ha, uite, bă, iar niciun polițai, da? N-ai și tu un superior, de unde te-ai dus din SIA să caute un polițai? Stai și acolo, repede. Păi intrăm, bă, David, intrăm în secție, dar ei nu prea stau pe la secție, ei se duc prin zonele alea cu droguri să se badă. Toată ziua se bată ăștia, de-abia îi găsești. Rar de tot să-i găsești la secție. Mai să dau apel că sunt răpit. Da, domne, eu am dat acolo un mesaj pe telefon aici, uite, stai că ți-arăt și ție, vin încoa. Dar ce? Să-mi răspund. Să răspundă, bă. Când îmi răspunde, văd eu. Și ce trebuie cu fa, bă, că le-am zis că vin la ora asta să mă angajez, ei nu mă așteaptă. O fi în acțiune ceva. Poate. Oho, și aici pe persoane, mai rupem și noi butonul ăla de like, facem 50. Facem 50 și ne băgăm în poliție, oricum. Mamă, ce scad. Am zis și eu, bă, eram bucuros și aici pe persoane și uite, au scăzut la 11. Mamă! Da, bă, când vrei să dai de ei, nu-i găsești și când faci ceva rău, imediat te găsesc ei pe tine. E o mașină jos, oare? Nu-i niciun polițai acolo? În 30 de polițai, un polițai nu găsești. O fac ăștia să aștepte aici degeaba. Nu pot să... Păi, dar stai, mă, că până vin ăștia mă duc să văd ce-i cumpăr la nepotul ăsta. E ziua lui, mergem să-i căutăm cadou. Stai, mă, că știu unde-i găsesc, cred că. Vagabonți ăștia, stai așa. Ăștia-s la casino, cred că. Joacă la casino. La păcănele, bagă tot salariul. Mergem acolo. Haide cu tupeu, cu tupeu. Ce neveste, bă, că ăștia n-au timp de neveste. Doar chestorul ăla. Ăla-i dui fustangiu. Bagă femeile sub birou. După aia zice că nu e adevărat. L-am prins noi, de atâtea ori. Hai, vedem aici. Opa, la casino. Ai, e gol, bă, și aici. Hai, dăm puțin la roată. Poate câștigăm și noi ceva. Dar mai e cineva Davidescului cu femeile acolo din poliție? Ăla bagă femeile acolo sub birou.
Ce că am câștigat, dar nu mi-a dat nimic. Aaaa, bulanciu primarul ăsta. M-a făcut de Bitcoin. Ce că am câștigat sau Revolution, ce mi-a dat mă, că n-am fost atent. Nu mai avem, gata. Mergem căutăm din nou poliția, prin tot orașul. Le scapă de amen și le lasă câte un copil doi. Acolo am văzut și eu pozele, dar nu se afișează toți cu ele. Bă, cred că de asta nu-l găsesc pe chestorul ăsta, se afișează cu femeile, pe face buci. Mă face pe aici să mă plimb, să-mi pierd timpul, când pot să fac altceva. Dacă știam că nu-i găsesc. Dar oricum mai am ceva de făcut pe aici. Facem ziua la băiat. Nepoțel. Dacă nici acum nu-i găsesc, mă duc să-i pregătesc surpriza la Nesti. Bă, o fi, dar nu-i găsești. Până-i vezi, mai durează. Alo, gara. Centrala. Ceasul de la gara e atât de mare. Nu vezi, bă, suntem aproape 100 de oameni pe server. O închis ușile. Deci cineva a fost aici și a închis ușile. Deci suntem aproape 100 de oameni pe server, fără vreo 10 oameni și eu nu găsesc oamenii unde sunt. Mi-au închis ușile bulangii, sunt pe aici și... Hai să sărim gardul pe aici. Ia uite, bă. Uite-i domnul polițai! Domnul polițai! Alo! S-a rămas blocat. Domnul, m-auzi? Da. Ta, de când încerc să dau de un polițai? Unde sunt toți polițaii? Dacă... Nu unde eram. Păi am... Îți zic doar că am avut o acțiune undeva. E bun. Mm-hmm. Unde e domnul Chestor? Îl găsesc și eu? Nu e domnul Chestor. Păi mi-au zis că mi-au acceptat CV-ul și că sunt angajat și să vin să semnez contractul de muncă, să-mi dea uniforma și să mă preia un coleg de-a lui să mă instruiască. Păi hai cu mine, că oricum le-a lăsat, actele sunt în birou, uniforma în vestiar, e totul pregătit. Hai, e bun atunci dacă v-a lăsat. De când vă caut pe aici, bă, câte ture am făcut, am zis, bă, trec și pe roșu, dar n-am trecut pe roșu, am zis că poate mă prindeți așa să vă găsesc și ele, dar nu v-am găsit deloc nicăieri. Nu, eram plecați prin apropiere de paletă. Mamă, ați fost departe? Mhm, eram cu elicopterul. Stai așa. Deci domnul Chestor unde este? Nu știu ce face. Așa.
Aveți un pix? Ah, e aici pe birou, lasă. Mhm. Gata, domnule, la semnă, puteți să-l luați, să-l puneți acolo? Bun, imediat. A fost la tras pe nas, că cam trage pe nas ăsta. Bun. Haide... să-ți iei uniformă. Vedeți că vin acum. Ba, stai că... Păi dacă nu mă pune să jur, nu fac niciun jurământ, da? Însă-mi zice și mie ce pălărie, ce dați asta pentru începători? Pentru agenți, da? Da, păi nu știu ce mă bagă prima dată începător, a zis că mă preia un coleg să mă învețe, să merg în patrulă cu el. Vrei uniformă clasică sau tactică? Adică cu blugi sau cu pantaloni tactici? Dă-mi ceva tactic așa cu vestă pe mine, că așa îmi place mie. Hai, arată mai șmecher. Bun, pălării, vrei chipiu sau nu? A, nu contează, poți să-mi dai și chipiu. Bun, pălării 1. Așa, jachete 301. Sub haină 91 cu 111. Sub haină? Da. Păi nu, are de când... să... Are 91 cu 2, poate. Nu știu că pe telefon aici așa văd 91 cu 111, da. Dar nu există 111, poate e la altceva ăla. Na, în fine, mâini mănuși, scoateți mănușile 0. Așa. Pantaloni 98 cu 2. Așa. Genți 32. Dom'le, dar încălțăminte? Că... 64, da. Așa. Bă, și genți? 32. Și pentru veste trebuie să mergem să-ți iei armură. A, dar pun și vesta acum sau după ce iau armura? Nu, vesta o pui după ce iei armură. A, e bun. Mama, ce șmecher arată așa. Pe aici. A, dar ochelarii nu-i problemă, nu că port ochelarii. Nu-i problemă. Avem mai mult cu ochelarii. Hai, bun așa. Bun. Stai puțin. Cum? Marihuana. Dar ce ziceți, băiți, îmi stă bine? Ia uite. A, uite aici, Gigi Mușchi. CNP-uri. Cunoști CNP-uri chiar? Am auzit așa, într-o întâmplare. Ok. Mă, eu cred că e cam de ajuns, cine ai zis. Nu știu dacă mai avem nevoie de altceva. Bun. Neapărat. De aici ți-ai armură și... Da. Îmi iau una, două, câte îmi iau? Trei, maxim. Mersi. V-am zis că sunt răcit. Ok. Stai așa. Bun. Ia uite. Bun. Și ce arme pot folosi de aici? Îmi dați arme ceva acum de început sau? Nu, ai voie cu toate. Cam atât. Ce îmi recomanzi? Păi, îmi iau bastonul, nu?
Da, trebuie să ai bastonul, păi, pistolul, de la 200 vă dau revolverul, poate chiar mai puțin de 100, pentru carabina, lanternă, taser. Cred că vă dau 80. Vreți? Eu zic că e ok 80, pentru ce mi-ați zis. Dacă nu vă dau lanternă, taser, ia stai așa, taser unde? Faceți cu stânga pe aici, ca ajunge direct. Ați mai fost. Bun, și mi-au și ceva carabină special sau? Da, 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 ia-ți și carabină. Asta să vedem, domnule, s-a pus. Puceam eu pe aici. Și acum ajung să spui vestea. Colegu? Gata, haideți. Hai. Colegu? Nu te înțeleg că ce avem zici. Nu ai simțit ce? Două veste să-mi spui care îți place mai mult. Păi acum, na, care mi-o recomanzi tu? Hai, o pun. Vedem acolo, nu? Mm-hmm. Bun. Aveți un bancomat aici, că nu mai am bani la mine. Da, 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 hai. Badab, stai, riba, du-te, vin. Unchiule! Ce faci, mă? Băi, lasă-mă acum, că sunt la angajare, vorbim după, nepoate, lasă-mă acum. Pa. Uite aici. Atem niște bani. Așa, gata, gata, domnul. Păi ce să fac cu timp, am angajat și eu în poliție, am lăsat mafia puțin deoparte, mai facem și acțiuni din ăștia mai bune. Citesc, bă, că am intrat deja, ești nebun. Acum tu o să alegi între 7 și 34. Ai, mai mișto 7, mai colorată. Așa, așa. Bun, vrei și legitimație la gât sau? Păi întrebe, e obligatoriu sau? Nu e obligatoriu, nu. A, nu, eu fără legitimație atunci, dacă... Oh, ok, hai. Hai să-ți arăt prima oară secția, să te învăț camerele. Da, 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 cum să nu. Așa. Bun. De exemplu, dacă prinzi pe cineva cu substanțe ilegale la el sau ceva de genul. Sau da. Auzi, da. Cum am putea noi să sancționăm un băiat care până acum a ascultat toate informațiile de la Mafia Terchea? A? Până acum, 5 minute, așa. S-a stat un băiat în fața ușii de la interogatoriu. Așa. Cum am putea noi să-l sancționăm pe ăla? A, gen ca să-și ascultat toate informațiile? Da. Păi... Este un băiat care mă tot deranjează pe aplicație să dau testele cu el. Dar asta nu contează. Așa, și... Păi și mai e la secție? Nu știu unde e acum. Mm-hmm. Nu. Și băieții la care am intrat pe stație, deja știu că suntem poliție și se întâmplă la ei pe stație. Ah, e clar. Deci eu ca începător aș putea să vă sfătuiesc să-l băgați complice, dacă a ascultat. Adică colaborare mafie. Acum, nu știu ce declarație ați luat și ele. Nu, bun, atunci. Hai că am plecat. Sau, Stai așa, Cristian. Nu, Cristi, sunt Noris. Sampa, ficiorul. Amândoi arătați aproape la fel. O fi frați. Închestă, amândoi. Nu. Întrebare. Nu l-ați văzut pe un tip în alb? Tu ești singur în alb și eu. Nu, era un tip cu fâși în alb. Doamne, rup capul.
Mă, ce aveți să mă cu el? Mă, dar ăsta ce cine pe avea? 3834 sau 3438? 3834. 38? Da, 3834. Activăm și noi ținta, băieții. Să ne continuăm. Dacă ce spără ținta? Ilegale, după cum ziceam, vii aici în laborator. Da. Le pui aici pe drug test. O să-ți dea rezultatele, după îi pui amprentele aici. Da. Și vezi dacă corespund cu ce dovezi mai aveți voi. Doamne, da, am o întrebare. Ascult. Mi-a dispărut ceva și ele, am puteți da și mie o țintă ceva acolo, știți, la mai deschide și puțin ouă, ce? Vă dau imediat. Mm-hmm. Nu știu de ce au dispărut. Na, nu știu. Bine, sau în al doilea caz poți să mergi la spital și să îi rogi pe ei să mergi și în laborator să... Da. Ei se descurcă mai bine. Să-mi spune și mie, folosim ceva stația, o folosim? Da, 112. 112. Dar nu știu sigur dacă... Nu cred că merge așa din prima. Adică... Cum să zic? Nu merge prima oară în oraș, merge a doua oară. E, mă auziți? Sunteți pe stație? Da. Da, nu te auzi pe stație. Pe cineva auzesc că mă aude? Cred că vorbești pe altă stație, nu știu, cred că ești pe 2 sau ceva. Adică, cred că îți arată 112, dar nu merge să intre din prima pe noastră. Ah, da chiar. Lasă, intrăm data viitoare. Merg eu cu cineva patrulă dacă e după aia și dă el pe stație. Haideți băieți, mai rupem butonul ăla de like, încă două like-uri, facem 60. Interesantă vine la celule aici. Mamă, avem și celule, frumos. Unde se întâmplă magiile. Magiile negre. Luăm la bătaie, domnule, pe toți? Acum că nu prea avem smurd în oraș, nu cred că e ok. Am înțeles. Bun, aici vestitele celule... Na. Aici îi aducem, da? Exact. Și, de exemplu, dacă vrei să-i duci la interogatoriu, vii pe aici și ai ori aici prima cameră în dreapta. Da. Și de aici poți să stai ca să-i vezi. E geam de la, cu oglindă din partea lor. Ah, bun, aici înregistrez tot. Uh-huh. Și în spate, la fel, mai sunt două camere exact la fel. Când aveți mai mult, îi împărțiți. Da, exact. Bun. Acum, aici e magazia secției. Da. Acte, dosare. Uh-huh. Bun, și aici, dacă vrei să-l aduci pe unul să-i faci poze, la fel, tu te pui aici și pe el îl duci acolo. Și e o ușă. Îi faci poze tot frumos, îl mai interoghezi puțin și... După aia la pușcărie. Uh-huh. Oh, bun. Îi duceți cu ceva la pușcărie sau aveți mașină specială? Păi avem mașină specială și altă mașină mai specială pentru persoanele mai importante, așa... Am înțeles. Bun, mai mi-arătați ceva sau... Asta e secția doar, nu? Da, asta e toată secția. Uh-huh. În rest, totul... Nu știu dacă la cât începe. Cred că la 9, cum începe de obicei. Uite, camerele de interogare și astea. În rest, sus la etaj, camera de ședințe și astea. Da. Și mașini, domne, ce mașini folosiți? Am văzut ceva prin oraș că aveți mașini frumoase. Da. Păi deocamdată nu sunt restricții la mașini pe grade și puteți folosi orice în afară de Bugatti și Lamborghini doar cu aprobarea unui gram mai mare. Am înțeles. Bine, are mașinile alea ca în zbor, adică... Da. Da, trebuie să fii profesionist pe așa ceva. Exact. Acum nu știu, să văd dacă e vreun coleg pentru patul ăla.
treaba, ai nemarcat așa. Nemarcat așa. Dom'le, da, am eu pe fostul soț al surioarei mele, că am o soră de lucrează aici în poliție și de asta am vrut și eu. Fostul soț al ei, poate mă duc cu el în patrulă, am auzit că e în Sias el. Cred că e vorba de Flavia și de Her, nu? Da, 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 Flavia e sora mea și Her fostul ei soț. Okay. Poate m-aș Her duce cu el. Ce, păi hai și du-te în patrulă cu el. A, nu. Ce? Hai, salut. Salut, salut. Am venit pentru omologări. Ai făcut cerere? Da, da, da. Ia, zici și mie un CNP. 3145. Că mă, aici și mâncare și apă, că începe acțiunea dacă ne ducem cu Her. Ala-i din Sias, okay. E nebun. Hai să-ți fac omologări. Deci l-aștept aici? Da, da, da. Bine, bine. Vedem aici ce bastona și uite, lanternă. Bastonul. Tu! Uite ce dă. Așteptăm acum pe domnul Her General. Mergem cu el în patrulă. Poate prindem niște infractori ceva. Poate mă face să aștept mult și bine aici. Băi, bine. Haideți, ia uitați, bă, ce polițiști suntem aici. Din mafioți, polițai. Îi rupem pe mafioți acum. Îi prindem pe toți. Hai că sunte ceva în seara asta. Uite, am făcut și repede 60 ceva de like-uri. Poate facem mai multe. Oare facem în seara asta 100 de like-uri? Salut, salut. Păi da, nu merge asta de abonare, oare? S-a mai abonat careva și nu mi-a apărut. Cred că se buguiește asta câteodată. Vedem ce mașini au ăștia, unde-i garajul? Ce mașină rom? Ce că Bugatti și ăla n-avem voie. Păi spune, cu ce vrei să te ajut, sau ăla, că nu înțeleg la ce... A, ia asta îmi place, ce mai... Ia să vedem. Auză-l. Da, cred că e buguit de nu apar abonările. O să umblu după aia la setări și ele. Nu se activa, mă. Hai, uite, eu scriu. Era. Sau alt. Aia mai contează. Trebuie după aia. Au ce e, aud, iau ăștia, bă. Păi Q valiente, că am apăsat și shift Q, ia uite. Dar zic să stea aprinse non-stop. Am reușit cumva, dar nu știu cum. Ah, gata. Da, da, e alt shift și Q. Ia uite bă, eu arestat pe toți. Da, ăsta e cam bucuit. Parchează. Ia să vedem ce mașină mai luăm de aici. Așa, Audi.
cumpără Audi A4, Audi poliție, BMW. BMW-ul. Ne dăm pe BMW-uri, băi. Băi, sincer să fiu, v-am zis, n-am fost niciodată poliție. Asta are și radio, băga mie. Da, e clar. Nu-mi place nici audio ăsta. Mă duc să-i... Mă duc, intru la ăștia și... Vedem. E dracu, meniu de facțiune. Acolo, acolo. Acțiune. N-am nimic, nici nu pot să intru. O fi ușa cealaltă deschisă. Aici, mă. Și ea încă tușează, îi se ridică. Ce s-au ieșit? Deschis-o, bă, că mi-e ieși. Bine, nu se pot considera. Păi nu se pot considera arme albe. Oh, avem un coleg nou aici. Hai, domnule, te așteptam afară. Stai, domnule, că m-am dus la mecanic și am aici doi scandalagi și ăsta i-am scăpat doi pumni. Fa, i-ai bătut deja? Da. Colegul ia întreabă pe stație, că nu răspunde. Alo, e cineva pe stație? Tazi, mă auzi? Da, da, da. Vine-ți mordul. Bun, zi să mai aștepte, că cred că mai scap de pumnul ăsta. Dă-i și picioare! Că e leșinat oricum. O să aveți 15 luni și... Se vorbește mult, domn. 1200 amende. Dar ce au făcut? S-au luat la bătaie? Da. Era acolo domnișoară la mecanic și nu o lăsăm pace. Am înțeles. O cunoștință de-a mea. Dacă-i streață, domnule. E cam leșinat ăsta? Mm-hmm. Nu știu, cred că îl ia gura pe din greșe. Da. Vezi că lui ăla din greșe lăsi două amende, i-am dat închisoare. 200, cum facem să scoatem? Nu. Ce-ai făcut, mă? Din greșeală 200. Bună seara. Voiam să-i dau amendă și i-am dat închisoare. Maaa. Vă rog să deschideți. A, da, vă scuzați. Hai, hai, domnule. Dar domnul medic, vă rog frumos să mai stați un pic cu noi, bine? Că numai un pumn sau doi am scăpat, nimic mai mult. Cam periculos ăsta, îi bate pe toți. Bogdan, e duce, cheamă un îngeraș să-l aducă. Dacă nu vă spăra, vă rog frumos, puteți să-mi faci mie după permisul de portare, mă? Să vă faceți permis? Am făcut aplicația. Da, da, aici da, mă. Să vină domnul Chester. Mhm. Și unde este domnul? Da, de ce ești? Și... Nu știu exact, unde, că nu l-am văzut. Puteți, vă rog, să fim asprin. De ce ești așa și de pui of duty? L-aș chema, dar nu răspunde. Și doar domnul Chester poate? Da. Bă, Noris, poți să faci permis de portar, mă, sau nu? Nu, n-am voie. Lei. Bă, mâncat arcan, ce ai dat la să atingi băieții, mă? Bun, cum îi zice, domnul medic, vă rog frumos, ieșiți un pic din celulă, dar stați, mai stați aici. Ce zici, domnule? Stai așa, pot să mai spun ceva? Mhm. Ascultă-mă aici, vedem ce zic ăștia ea. Bă, dă-te rasa, măti, să-l... Vrei să-mi doi în cap în gură? Au. Lămâie. Da, tu faci figuri. Gami-l lași în tine. Mai rămân... Mai faci figuri, a? Nu, nu, aaaah! Și pentru ultraj, băgat. Da.
Hai să-l mut, Jack G, nu știu, domnul medic. L-ai rezolvat bine. Ai mai verificat pulsul? Da, bine. E cu disperul ăsta de aici. Așa. Da. Ce vrei să fac, domnule? Tu vezi cum face cu mine? Îmi dă un cap în gură. Da, ce auzim. Eu n-am văzut că v-a dat cu cap. Cum? Da, domnule, v-a dat. Colegul ăsta, nu vreți să vă ocupați de băiatul ăsta? Domnul albanez, vreți să vă ocupați de băiatul ăsta? Nu, că momentan mi-a zis chesterul să stau doar așa lângă unul să mă învețe. Bogdan! Da, mă. Hai el și pe băiatul ăsta să nu-l mai bat aici. Hai că trebuie să vină și el la coaie, în loc să-i dau amende, i-am dat de ăla. Știu, dar vreau să vin înapoi, da. Ca să nu-l mai bat. Deci până la urmă, ultraj. Ultraj, mi-a dat un cap în gură. Bun. Eu zic direct că l-am trage de băgat. Bă, îl dracu, cu ce dai, mă, cu pietre? Nu, cu inele. Ultraj, lovire. Mamă, ce are domnul. Ia, stai, ce-ai la mână? Nu, că cred că o să mai am nevoie să-i mai dau una. Mamă, dar vrei să-l bați bine de tot. Mamă, tu îmi suși de-a zice, ne? Așa merge. Hai, Bogdan, eu cu poți. Acum. Mamă, păi și până și medicul vrea să-l bată. Hai, Bogdan, ia-o. Bine, bine. Uite că a venit și ăsta. Am făcut niște setări la microfonul ăsta, dar văd că mi apare că se aude prea încet. Bă, care a omorât oameni, nu-i faceți nimic. Pufu, tu zrasa moti de arab infect. Vorbește-mă frumos. Suntem într-o instituție, domnule, aici. Dar oricum, nu mai dă ăștia așa. Acceptați bani ca să lăsați lumea în pace. Ăla probabil că e arab. Hai, lasă-mă, băi. Ăla e arab și va da bani, de-aia nu-i faceți. Stai că nu i-am luat buletinul ăsta, băi. Păi nu, uite-te și vezi dacă n-are ceva prin buzunare, cinci. Ce trecu să-mi scame și atât. Stai cu minte să te verific. Bă, mi-ai pus mâna pe fundul ăsta. Mai stai un pic să nu se lasă. N-are ăsta nici pe naiba. Bună. Haideți acolo cu like-ul. Uite, imediat facem 70 de like-uri. Sincer. Un cash aici sexy, sexy polițist. Uite ce sexy sunt. M-a făcut polițist. Stă bine în uniformă. O să aveți 100 de luni. Domnule, dar ce am făcut? Bă, vă rog, scoateți-l pe ăsta cu căciula neagră din secție. Dar vă se pare corect. Bun, domnul, vă salut din... Nu. Hai, stai aici. Nu! Dacă nu închizi telefonul, deci dacă... Stai aici, mă, nebunule. Acum închid. Bă, descurcat dumneavoastră, dați-mi una. De altă pastină. Hai, domnule, pe ușă ieșiți. Hai, mă, domnule, ce mă bagi la pușcărie? Hai, mă, domnule, că ce zici, domnule? Bine, domnule, să văd. Bă, nu știu, calculatoarele din România nu știu cât costă. Eu sunt în Belgia și pe unitatea asta care o am cu i9-11900, cu placă video de 3080 de 10 giga și 32 de giga de RAM, am dat 2500 de euro, numai unitatea. Acum nu știu în România ce prețuri au. Bă, lasă-l pe ăla, mă, că ăsta a venit înapoi, săracu. Moscuipa, da. Îi dai și lua sau ultraj acum? Nu, no, că lăsăm, că nu mă supăr pe el. Bun. Dă-i ce ai avut de dat și... Mamă, îl bat pe ăla. Hai. Domnule, dacă nu ești, eu la bătaie. Păi acum mă duc cu domnul aici, băi. Uite pe aici, pe ușă. Arta e vara mea. Ma. Domnul albanez, bă, cum vă place la noi în secție? Bă, momentan e bine. E bine. Să văd în patrulă cum e. Vă să trimis pe pastezi, domnule? Da, nu pastilea femeilor asta. Și trebuie să mă schimb sau ce? No, nu, așa, numai cum. Da, lucrez. Vă lăsăm să vă uitați.
Da, da, da. Dacă găsim pe cineva să se deranjeze. Nu, mulțumim, domnul medic. Vă salut. Și cum îi zice, să-l căutați pe aplicație pe domnul Chestor sau ceva, să, dacă aveți nevoie de permis portarmă, să nu uităm. Am permis portarmă, vreau doar să revendic, să revendic. Adică. Să-l reînnoiești? Să-l revendic. A, să ți-l dea? Da. Da. A, da, nu, doar el poate. Pardon. Să le vezi deja. Vă salut. Salut, salut. Albaneză, vrei să... Dacă vrei, că trebuie să-ți arăt cum se dă o amendă ca să... Păi de asta am zis că... O zis chestorul că mă trimite cu cineva ca să mă învețe toate ăștia. Da, da, da. Păi ai... Fii atent. Vino cu... Că... Simulăm și-mi dai mie amendă. Că așa a făcut toată lumea. Bun. Stăm aici și zicem că... m-ai luat pentru trecere pe roșu, da? Da, da, da. Mă prezint? E așa, ce faci din perspectiva ta? Ce grad sunt, ca să știu și cum mă prezint? Agent, agent. Bună ziua, sunt agent albaneză Florino și de la Poliția Română. Vă rog să-mi prezentați un buletin. Bă! Unde e ăla? E. Toate solele! Hai că e bine! Domnul Nori Juvara. Da. Am zis bine, da? Bătaie, dau la ăla. Mm-hmm. Domne, v-am oprit din cauza că ați trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului. Așa. Și trebuie să primiți o amendă. Bun. Deci, prima oară așa. Îmi cer buletinul, îmi cer permisul. A, și permisul, da, am uitat de permis și ele. Cere asigurare. Da, da, da. Domne, aveți permis, asigurare la mașină? Permis am, bine, asigurarea acum nu cred, nu știu dacă am la mine, dar na, cred că am în mașină. Să-mi arăta și mie permisul de conducere. Imediat. Bun. Da, da, este în ordine. Așa. Bun, și acum scoate carnețelul. Cu carnețelul care mă... Pe aia chiar nu știu, n-am carnețel, domne, acum. Hai, o scriu în palmă. o scriu în palmă, data viitoare mi-au carnețel, promit. Așa, mergi. Bun, ca să dai o amendă, trebuie să mergi pe aplicație. Da. Să cauți în bază de date. Da. Să cauți acolo roșu. Că nu știu ce a făcut Richard, a făcut altă bază de date mai ciudată. Da, da, aia o să caut după aia, că sunt cu GoPro și alea și nu pot acum, da. Îmi explicați după aia mai multe. Așa, bun, și... Bună, bună, Iasmina. Mamă, și în amendă trebuie să scrii, de exemplu, la roșu nu scrii trecere pe roșu, știi în motiv. Da, da, trebuie să scriu articole și ele, din ce am înțeles. Da, legea, articolul și punctul. Dar oricum, nu știu acum dacă... Dacă vrei, îl lași pe colegii tăi să dea amenzi. Da, 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 păi acum doar mă uit, nu fac acum până nu învăț cum trebuie. Mamă, ia dă-mă pe ăla! Orice idee de designer, dar te vreau... Hai, mergi pe unde trebuie. Păi mai chema medicul ca... Cred că lăpă ăsta-l baci eu, hai, mergi. Ce bați tu, băi, capul galben. E clar. Mamă ce-ți dau, mamă ce-ți dau ție. Te lasă de Bogdane. Haideți, domnul albanezul, să vă arătăm. Hai. Ce mai facem pe lăsa. Albanezule, hai să-mi arăți. Haide, albanezule. Domnul albanezul, vrei să încercați și... Domnul albanezul, vrei să încerci? Da, 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 muncesc, am zis că muncesc. Lasă-mă jos! Mamă ce bătaie dau, dar vezi să nu mai scapi. Lasă-mă jos, bă, alu, trebuie. Sună la smurdă. Toate diamantele. Stai. Aoleu, om, e pe Caterica. Bă, ăsta, cred că a tras pe nas. Aduceți fiul ăla să sufle, să vedem. A venit să vă răspund pentru ăla la altul nebunit. Nu, glumesc. Pupața și insigna de pe cap. Ia câtă poșeră. Aș băga mea și au, urechea din dreapta, au. Ia, dă-te puțin, Bogdane, dă-te puțin, lasă-mă. Ăsta cu șapcă. Alo, ps. Auzi că n-avem smurt pe aici. Vă bag o dedicație. Domnii. Nu bag nicio dedicație. Hai, te rog eu.
Nu. Ah, eu am dat 500 de euro pe două monitoare. Nu asta era. Trebuie să mi-l iau pe al treilea. Ține-te bine, domne, că să vezi ce-ți dau. Și mi-am luat și un microfon la vreo 180 de euro și lipsește o piesă. Nu pot să-l montez și vorbesc de la căști. De asta poate mă auziți mai încet câteodată și alea, da. Oricum, tot calculatorul cu monitoare, cu birou, cu tastatură, mă, ușine, m-au dus 3500 de euro. Ia de aici să trăiești de nou. Ce i-a pus, mă? Aua, lă, dă o chine. Că mi-ai și-n gura ta, stai acolo. Gata. Ia în gură, fraiere. Nu, 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 că sunt gerezi, sunt gerezi, sunt gerezi, sunt gerezi, gata, gata. Mamă! Mamă, ce capuri îi dați, bă! V-am zis, bă, ăștia de la poliție e zic Caterin, că rău, de-aia s-am zis să-i pe aici, am pomitat. Mă! Dar ce cu gura capul ăla la alt, bă! Ia pupă mâna aici, mă! Ce să pun mâna cu... Hai să se audă, se audă! Mi-ai pus mâna la coaie și acum s-o pun! Ce-ai zis, mă? Hai, rupe-l! Dă-i! Hai! Dă-i și cu stânga și cu dreapta! Hai! Hai, vină-mi cu aia! Nu, că îl pup pe ăsta, de-aia de ochelar roșii, că ăsta e mai frumos decât tine. Alo, bă, alo. Îți mai dau una, alo. Asta e vara mea. La cafea și basma. Nu mai dai, numai dacă sugerezi, sugerezi, bun. Mama, ai greșit colegul. Bă, am spasme. Ia zi, mă, îți mai dau una? Stai așa. Stai că pupă, yeah. L-ai leșinat acum. Bă, și pe celălalt. Mă. Chemați Murdu, că nu-i de bine. Aute-i. Ia uite-l. Bună seara, domnule. Ia uite-l ce repede au venit. Domnule medic, veniți în coia. A căzut. A căzut în cap. S-a alunecat. A intrat. Domnul Calin. Bună ziua. Bună dacă seara. Se poate descrie, vă rog. Da, da. Vedeți că mi-am reparat și gura. Mamă, e bine. A alunecat cu capul în baston. Nu, că mi-au vrut să-mi pupe inelele și mie nu-mi place să mi le pupe. A alunecat în pun. Și de asta te-ai dat afară, a? Mhm. E bine și așa. Intru acolo. Dacă intri, îl mănânci de viu. Mamă, ce bătăie ești, dar numai când am masca la mine. Ta. Și milanismul să mă schimbă. Era să-mi pătesc și tricoul ăsta de la Hugo Boss. Bă, tot cu haine de firme umbli, mă. De la Hugo Boss. Îi de la Tom Beron Profi, mă, și el zice că e de la Hugo Boss. Băi, nu vorbi urât, bă, nu risc că... Oi, 69 de like-uri. 69, 69, băi, băgăm 75. Băgăm 75 de like-uri, băieți. Ce faci, mă, te-ai trezit? Nu. Mă, grea el dracu. Mă, mă. Stai să te pup. Mă, stai să te pup. Ei, așa eram și eu când eram mic, nu mi-au cumpărat părinții niciodată ce-am vrut. Bine, mi-au făcut poftele, dar nu, să-mi facă ce vreau eu. Îți dai seama, am 27 de ani, e normal să muncesc. Mamă, ce urât face. Te-a pupat de așa urât, mă. Te-a pupat de tot, Bogdane. Mamă, bă, lăsați-mă să-i dau și eu una la asta. Nu mai da, Bogdane. Stai așa, stai. Stați așa să vă arăt ceva, vă arăt ceva, vă arăt ceva. Ia, arată-ne, ia să vizionăm. Hai, lasă-ți. Mă, unde fugi? L-ai rupt? Mamă, dispărură două like-uri. Mi le-ați furat iar. Colegu. Că care spate? Ajută-te, te rog, pe dânsul. Stai că nu văd. Gata. Are un pic de spasmă, dar... Ăla de pe jos. A venit domnul Ghesta? Nu, nu. No. Cred că l-am lovit un pic și cu ușa, da. E mortul. Asta e. Că puteți, vă rog, să vă dați? Am mușcat un pic din... Am mușcat puțin din celul din ușă, da, da. Din asfalt, nu sunt atinse. Nu suntem violenți la poliție, domnul albanezu, stați calm. Da, am observat, am observat. Domnul Lopicis. Da, da, am observat, am... Păi dar cine vreți? Îl chemăm odată la 10 ani de la tine. Îl chemăm pe domnul Lincoln acum să vină să dai cum op. Pe domnul Lincoln, da, poți să șterg eu pe el pe jos? Maaau! Domnul ăsta în alb. Mai aveți treabă cu noi? Hai, la revedere! Nu, că nu-l mai bat. O zi bună! Nu m-am mai bat, mulțumim la fel! Pișeam arcul.
De data asta le și de tot, a? Nebunule care ești. Stai bă că o plecat zburdu, băi. Da, o plecat du' ea din zbor. Încă una și m-a dus. Că sunt gheare de mătare Chișor. Eu cred că are droguri în buzunar. Am droguri, am droguri, pizdă. Băi, ai buletinul la tine? Nu, l-am în Corsa de afară. Opel Corsa de afară, acolo l-am. Lasă că facem recunoaștere facială atunci. Ok, ok. Hai, fii băiat bun și... Da, e... Domnul Felicico, să vă zic ceva, roșu. Da, da, nu-i problemă. Pune-te cu fața aici, să fac o poză. Ce e poză? Nu faci nicio poză, fă-l la cur, hai. La ce? Fă-mi poză. Salut, salut. La cur, bă, n-auzi. La ia, uite-l bă, ce bulangiu e, bă. M-ai prins deja, bun. M-ai prins? Îl sugi? Nu, dai mă, nu vrea. Dublu, tu, mă. Hai că cine mă? Aici. Am 27 de ani. Bătrân! De asta sunt un cheașu aici. Oleu, aveți buletinul expirat. Asta zic. Hai, întoarce-te. De ce mă, vrei să mă violezi? Nu te dracu, nu mă întorc numai la ăsta, că ăsta e frumos, v-am zis. Stai tu cu minte. Domnul cu șapcă, vă iubesc. Băi, mă auzi? O să ai 8.000 de lei amendă și 80 cine? De luni, mă. Tu. Cine? Tu. Nu, cine te-a întrebat? Aaa, păi fiți sărbă. Nu mă, cine? Nu mai bateți, că o plecați, mă. Nu mă, cine, bă? Cine? Cine te-a băgat în seamă, mă, cine? Nu mă, dracu, cine ți-a pupat ochelarii în timp? Ia dă-te mă puțin. Bă, ăsta-i pe Caterică. Nu știu, s-ar putea să fie început și el, bă, nu știu, sigur. Haide. Nu, că ăsta-i negru, bă. Sau trebuie să-l înceapă. Ăsta are polanul banii. Hai, lasă l-am trimis, că deja era cancerul de polane. Bogdane, să rămâi puțin să vorbim, te rog. N-am făcut alea, mă. Ce mai zici? Nu le-am făcut. Nu mai zic nimic, frate. Bă, nu ai făcut alea, mă? Nu le-am făcut acum. Bă, mă, de vedem pe afară, poate e ăla. Să le fac, mă, dar n-am timp azi. Unde a fugit Her? Păi și când mă rezolv, frate? Are întors legenda. Da, da, da. Da, mă, dar aveam nevoie cel târziu. Păi da, mie nu-mi dați cheile la uși? Păi am nevoie. Până mâine dimineața, păi, până la ce oră stai azi? Le-ai, păi, trebuie să le ai acolo, le ai în centură de la... Zii, să-i zic, de la uniformă. Uite, stăteam cu tine acolo și țineam de urât. O să le fac. Nu știu care sunt. Da. Și trebuie să vorbesc, sau? Bună, bună, bună! Nu mă știu de aici. Nu, nu, am predat-o, am dat-o deja. Să plecăm și noi în patrulă. Nu știu, cred că începe acum, la 9, fix, nu știu, cu Daniela. Da, da, faza e felul următor, ascultați-o puțin. Eu îl voi chema pe dânsul care a făcut chestia asta la locul fapt. Adică ne ascundem undeva, ascundeți voi undeva și eu îl chema, dar vreau să... Mergem la o intervenție, ceva? Vedem. Unde a dispărut Her? Asta mă întrebăm și eu. Lui Isus vorbește cu la. Ha, ha, că zicea că mergem în patrulă și ele ca să mă învețe. Mi-a dat numărul de telefon, dar mi-e frică de el, domnule. Din Cristian în oraș, mă? Nu cred. Până la urmă, te-ai decis să rămâi în oraș? Nu, nu, nu. Am intrat să văd dacă e panache cu franceză să... Haideți cu încă 3 like-uri acolo, facem 80 de like-uri.
De eu nu l-am înțeles pe Panache și-l și așa cum zice Butu aici, nu uitați să vă abonați că este gratis. I-a dat, mâine facem live cu un alt joc, vedem. Da, pe eu dat, i-a dat Feviu și-a dat demisia. Păi, ceva normal, mi se pare normal. Să dai demisia de la FV? Da, da, da. Păi da, la primul avertisment, la prima greșeală, nu poți să-mi dai un avertisment verbal? Păi depinde cât de gravă e situația. Păi, oricât de grav ar fi, sunt la început, sunt nou la voi păi, aici. Cum, păi tu... Pe, să-ți dau un exemplu, pe cum adică oricât de grav ar fi situația asta? Am văzut asta, ceva mesaje pe acolo, a avut dreptate, am ucit degeaba. Vedem aici, vedeți mă ăștia. Vă aștept și pe serverul de Discord, băi și fete. Ai primit out? Da, da, da. Acolo aflați toate noutățile când fac live. Pe stație și... A, de atunci. Da. După două săptămâni de muncă mi-am primit auto. Hai în linie, hai în linie și voi la perete. Hai în linie, în linie, în parcarea scură. Bun, hai. Hai tot. Căline, hai și tu. Așa, bun. Bun, avem acțiune. Murim, nu murim. Facem ca ceilalți. Murim! Bă, frate, a venit la mine când l-am chemat că vreau să vorbesc cu el de bani, i-a pus arma pe capul meu și a început să mă înjure. Chiamă-i că dacă nu-mi livrezi toată marfa, uite-mi pus pe tine capul. Bă, dar unde vorbește ăla, mă, că l-aud? E sus, în birou. E sus, în haideți să-ți iați jos în parcare la poliție. Nu sunt ornător, frate, dar... Ăla e an, pe ăla, mă, ce-i mecanic, da? Da. E sus, mă, el ne-a dat declarațiile. Dar numai mecanic. M-a auzit, mă, tăi în gură de bulangiu. Bă, alo, 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 alo. Că tu ești! Eu da, sunt, mă. Nu mai vorbi. Că facem flagrant. Mamă, ce... Stai așa, stai că stai că hai, domne, că eu fac că trei, că cunosc da, bine să trag. Da, le-a pe eu ți-am mai spus că m-am amenințat, dar nu cred că da. Sleepy, tu ai timp acum sau dai test? Stai cu petrecerea, nepotul. Băi, doamne, treci și supărat. Stai, du-te în du-te în linie. Bun, băieți, punem două puncte la acțiunea asta. Gabi, bagă una. Stai un pic. Auzi, dar știi că la CNP 91 nu e la de le-a dat informația. Da, știu că trebuia să vină, dar mai întâi să văd, oricum o să mă iau de el. Și dacă face el prostii, îl ar. Și ce mai ziceți, mă? Ce mai faceți până începem acțiunea aici, să ascultăm ce zic ăștia? Mai vorbim și cu voi? Bine că vă răspund mereu, oricine scrie, răspund. Cine vine cu BMW-ul? Da, dar știi care cine faza? Cine e cu X6-ul ăsta? Nu știu. Jupuitul. Mare Jupuitul mașina așa? Poate ne prinde ăla. Mi-a deja foarte franceză, comun X6-ul ăla. Ăla-i master. Master-i mă? Nu te-ai chemat pentru omologare, fugi în linie acum. Da, da, domnul. Bă, dar știi că o să pun, o să spun că am, o să cer un număr de telefon de la un polițist, că o să am... Hai, domnul master, trebuie să-i schimbi un polițist. Băi, mai facem, mă? Mai facem două like-uri? Nu mai comenta, mă. Băi, nu vă mai bate. Eu vin cu ceva... Eu am ceva... Hai că a fost ceva activitate în seara asta, văd că îmi place cum fac o 5M. Nu, mi-a dat ochelare, lasă-te. Că nu cred că am motorul aprins. Poți să vii și cu aceea repede. Bă, mai taci din gură! Dacă ai tu comentează, mă. Dă-ți masca jos. Că ai tu comentează de la poliție. Hai, masca jos. Hai, v-am pupat, ies, bă, băieți. A, bine, hai. Hai, vă pup, aveți grijă. Uite, te anunță de aia, Nike. Ne-a mai zis de data asta de la ce... Da, uite ce și polițist avem, bă, cum e îmbrăcat asta. Ce, bate pe cineva? Ăștia sunt undercover.
Bă, vin la tine și caută informații. Da. La coaiele mele. Da. Mastere, fii atent, o să-ți placă asta. Mie îmi place ca multe lucruri. Bă, da, fii atent, facem un flagrant, să-l prindem pe gogoașe, ce părere ai? Care ești? Stai mă să-mi sune asta, nu mai spune tu. Cine-l prindem pe gogoașe? Nu știu asta. E unul care eu a zis că eu băga marfa are numărul de telefon și eu zis că îl sună să-i dea bani. Unde e? Ok. Și am hotărât. Fiți arenache umătii. Am zis să-l prind eu la metro. Bun, hai să mergem. Păi stai să vină, mai trebuie să mai vină unul de la SIA. Mă, stai, șasele tău? Ha, mergem. Nimic, nu faceți nimic, nu vă place să vorbiți, a? Vă place doar să urmăriți, a? El tău, nu? Mhm. Nu, era sigur că tu da doar tău. Bă, da, eu n-am înțeles foică, de ce-o vinit? I-am dat decapatabil lângă asta. Invis. Bă, nu l-ai bătut Bogdan, e păr. Hai, nu zău, să ce, să... Dar vorbește la telefonul ăla cu aici. Bă, foică, ai ieșit din aș, mă. Da, știu. Hai, mă duc să-l aduc pe ăla de urechile. Mamă, până l-a aduce aici, amorsim. Mamă, albanezul! Ce-i băi, ce... E agent în preție. Flavia, uite, așa am vrut să-mi fac și eu barba albă ca al albanez. Da, nu, lasă, că după ești prea camuflat, lasă. Stai. Trebuie să mă ascund, stai să mă ascund. N-am zis bine. Stai că te ascund eu. Așa, ascunde-mă. Alba... Da, să vină și ăla. Nu sunt eu. Alba... Nu sunt eu. Bă, nu-i săi, nu-i săi. Nu. Nu-i, uite. Nu. Găsește-l pe masă. Surpriză! Surpriză! Uite-i pe bomba lăi. Ce zici, surioară? Nu mai tăci din gură, ți-am zis. Tu așa umbli, mă, îmbrăcată la poliție, bă. Hai mă, las-o pe Flavia, că e un caz special în poliție. E ca special. Nu mai uita, bă, că mă bate pe mine ăsta. Nonif, toți vorbim ceva. Hai, lasă că mai găsim noi, domnișoare. Zi-mă lola să nu mai cânte. Deci, bă, dacă nu taci, nu mai tragi. Domnul agent. Sunt agent momentan, dar avansez eu cu timpul. Da, sunt sigură. Stai să vezi cât o să lucrez pe dosare pe ăștia, pe arestări, până avansez. Ia, uite, și aici sunt șefa ta. Ma, nu mai zitați din gură că mă faci de râs. Lasă-mă să mă simt și eu aici, fratele mai mare. Vreau. Sunt mândră. Da, păi vedem acum. Ce oameni mă, care ai făcut așa, bă? Ce trebuie cu aia? Eu am dat ozații. Mă, mânca străcat. Las, că te țin o minte. Cum îi zice Noris, alege unde vrei să mergi, la ăla sau altundeva în Sandy? Ce mă, să-l prindem pe Gogo așa? Drept, vă rog! Nu, bă, taci mă! Stai că vă zic eu o locație unde îl putem închide rapid. Unde îl putem închide rapid. Ascultați-ți pe master că ele deștept. Mamă, duci numai scris. Numai nu conduce bine. E, lasă asta. Acolo la 7-1-9, când intră în curtea aia, are două ieșire să mai iasă de acolo. Sau, bă, hai să-l chem la parcare, mă. La parcare roșie? Hai, mai încolo. Sau jos. Jos cred că e mai ușor să blocăm intrarea, nu? Din cauza nu, sus e mai ușor. Ia, Lin, din cauza dânsului în alb a fost astăzi încheiat. Deci îl numesc Cearpe. Mersi. Cine e cu mașina aia, zici, face? A, e stai, dar bat? Băi, eu nu bat pe nimeni. Tu cred că vrei să mai stai încă 150 de luni? Că l-am întrebat doar atâta. Sunt deci rămâne la parcarea roșie? Nu, spune-te așa mă duc, doamne. La 7-1-9 ar fi mai ușor, că-i dau o ieșire. Și ce da, 719, noi... Unde știi tu? Acolo-i doar eu și eu, blocăm aia și gata. Ne dai el semnalul și când ne-a dai el semnalul, urcăm și blocăm intrarea. Unde te-ai dus, om, în catar pământul? Păi nu te pișa la ăștia în secție, ești prost? Doamne, se pișe ăla. Zic că-l bat. Nu te bată, că e după peretele ăla. Aaa, îi dai cu bulanul peste polă. Ai fantezii? Nu, eu tai dacă mă ghicești. Așa da, îți dau eu cuțit. Ia uite-l! Da bun, atunci ai hotărât master unde vrei. Păi, eu vreau să unde e mai ușor. Bun, care facem planul? Acolo. Care este numărul, să știu unde pun? Să prindem pe unul.
să-l prindem. Hai, hai și tu că avem o acțiune. Domnule, stai să-l sun, stai să-l sun. Băi, spuneți două puncte la acțiunea asta. Să fii sigur că e în oraș, stai așa. Vine niște, vă rog, că-l sun. Trebuie să-i dau eu țintă, era lui. Vine niște puțin, că-l sun. Alo, salut, Gogoașă. M-auzi? M-auzi? Vezi că o să te sun să vii puțin la mine, să te dăm banii. Ok. Îți dau rogația, mersi. Gata, domnule, s-a făcut. Întrebare, mai avem mandat? Mă duc să iau mașina. Nu, nu trebuie mandat. Locația, vă rog, că nu știu unde trebuie să ajung. Bun, unde-i zis, dă-i locația, pune-i în mașină, pune-i în să-și ia el mașina de jos. Hai că vine afară. Hai, unde-i mașină? Bun, băieți, băieți, scoate-ți undercover, stați așa că suntem. Hai, tazi. Nu, mergem toți, toți scoate mașina undercover, nu vreau să vă mergem mașină de poliție. Bun, hai. Dar poți lua mașina mea personală? Da, dar nu vreau să vă mergem mașină de poliție. Da. Adică de poliție cu inscripție. Her, sari odată, sari odată, her. Marcate și personal. Ce vreți? Hai, nu trebuie să avem 7000 de mașini, că-i ajung. Hai, eu cu care, cu cine merg? Du-te... Stai așa. Master, stai. Master, unde ești? Avea post locație. Da, da. Master, stai așa că vin și eu cu... A. Mergem cu șeptarul 2. Du-te cu ei, dacă vei. Urcați doar în spate, bă. Hai, mă, că vin cu tine. Nu. Ba da... Urcați, domnul. Unde? Unde mergem? Locația n-a dat-o. Domnule polițist, băgați-vă în spate ca să mă pune în față, să nu vă vadă cineva cu noi în mașină. Așa. Gabi, oprește puțin. Oprește puțin muzica. Oprește-mă pe rog. Mamă. Merge și așa. Nu prea sunteți fe... Ha? Oprește să mă pun în față, frate. Hai. Ca să nu se vadă dânsul. Dar puteai să te pui, ești prost. Nu mergea cu aia, că am încercat. Închide ușa aia. Cine sunt, bă, aici? Hai decât cu ei. Deci trebuie să-l prindem în viață? Domnule, da. Grijă, da. Dacă se trage, vă dați seama că va trebui să atrage cineva asta. Da, 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 da. Am mai scos o melodie să vă aud cum i-o lăiți. Nu. Vă dați cineva asta jos, numele polției, să vorbiți cu el? Dați-vă cineva asta jos, să-i spuneți să circule. Dar cum mergi, bă, pe contrasens? Dumnezeu, măti! Ce are aici agent albanezul de la poliția română? Deschideți geamul, vă rog. Domnule, haideți că suntem în misiune, vă rog, eu frumos să-i spune să circule. Domnule, haideți, are și mască ăsta. Are mască, are mască. Domnule, e jos din mașină. Nu avem timp de astea, avem treabă, flagrant. Haideți, domnule, lăsați-l, lăsați-l să plece. Hai, circulați, circulați și plecați mai repede de aici. Îmi pare rău. Domnule, îl cunosc, e băiat cu minte, nu, dacă a rămas că nu, vedeți că nu face nimic, că i-am dat eu geul ăla, îl cunosc. Da, bine, bine. Da, îl iertăm, îl iertăm de data asta. Cu totul că a stricat șeptarul lui Vărmiu, dar merge. Lui Nașimi, pardon. Am mai scos o melodie să vă aud cum i-o lăiți. Nu prea sunteți fericiți. Nu mă cer cu voi, că sunteți niște prăjiți. Mai bine mă ocoliți. Nu-i dau iar băi. Mergem dau la acțiuni, băieți, mamă, dar conduc băieții ăștia. Le-au cu condusul. Nu am nicio vină, m-a luat de la studio. Am putut-o în mașină. E clar. Mă mințea că e virgină. Și
Știi că n-am permis, dar pot să te dau o tură. Domnul, dacă n-are permis. Hai, vedem. Domnilor, ar trebui să vă ascundeți mai bine de atâta. Nu mașinile la vedere. Aici într-un fici ar trebui să vă ascundeți unii sau după munte. Fără mașina la vedere, vă rog eu. Ne dăm jos din mașină? Bun. Da. Hai la Pacific, băieți, că aici nu e... Pacific? Da. Iară mutăm. Fute mașinile de locații. Aha. Pornesc GoPro, Gabi? Da. Asta este hit, Leo de la cuvit. Pentru puștan cu fițe mari, pentru oamenii cu bani. Am un nume, sunt un boss, frumos. De când s-a scumpit benzi? Aolo. Am pornit GoPro. L-am și eu pornit. Totuși e primul meu flagrant la care fac parte. Păi și eu, că de-abia m-am angajat astăzi. Bine, eu am mai avut flagrante, dar am avut flagrante care mi le făcea lume. Cum n-am făcut ieri. Ieri am ieșit și noi la pornaie. Da, ieri, am ieșit de la pornaie ieri. Am avut crimă. 200 și ceva de luni. Ne-am dus pentru crimă, domnule. Faoleu. Am omorât un domn din Sias. Hei, e clar, e clar atunci. Să nu mă omori și pe mine. Bă, unde e, mă? Dumneavoastră spre de treabă. Nu, pe ăla ne-a jurat de morți, de familie, ne-a amenințat. Ăla ne-a morți, familia. Oricum, dacă e să-l mai prind vreodată, un alt om îl bat. Aici, nu? Aici, da, uite, că se ascund. Domnilor polițiști, vreau să vorbesc cu cea mare. Ce facem? Unde-i chemăm? Când-i chemăm? Am nevoie de her sau de master. Her! Unde mă pun? Unde ne punem her? Bă, mă, fă-mi o scăriță, mă, să mă duc la el. Dați-ne stația, ca să confirmăm când. Să trăiți, domnul Gogoașe, vă dau locația. Hai să vedem pe cine prindem. Păi trebuie să ai vedere și la principală și la secundară. Să nu fie nimeni afară, că-i dau locația. Băi, toți la locurile voastre, că-i dau locația, gata. Vedeți că-i dau locația, ascundeți-vă o locație, gata, toți la locurile. Ascundeți-vă și liniște. Stricați acțiunea dacă vă prind. Liniște. Bă, sperăm să iasă bine acțiunea asta. Cașule, unde ești? Vedem, îl prindem pe om în viață. Bă, ăsta m-a lăsat singur. Bă, mâncat-ar pământul, nașule, unde ești? Bă, dubit, stai drept cu aici, lângă mine, ești prost? Păi mi-a frică firea dracu, stai aici. Lasă că stau bine aici. Tu al dracu, boschetarul, m-a lăsat singur aici. Mi-e frică, mă, nu m-a lăsat singur. Vino, bă, lângă mine aici. Mă bag o țigare, că sunt stresat, mă sună ea. Aia, nevastă mea. Da, nevastă. Flag, îți zic după aceea, sunt cu poliție multă. I love you. Ce dracu de nevastă nebună. Dacă mi-a luat nevastă pe cap, uite ce mi-a trebuit. A, după soare, după cutărăiță, fă-ți nuntă. Fute mașinile de nunți. Aha. Mă mai vine ăsta. Stream aici.
Bă, dar greu vine ăsta. Nu mai zice nimic chat? Ați plictisit? Nu știu, mă uit. Când ridic mâinile și... E dar lor. Spune-mă dacă mai vine. Vine mă, coi, ești de bun, poate în afară orașului, că e drug dealer de ăla ce e el. Drug dealer de ăla. Nu știi noi țăga nici ăla. Sunt stresat, fumez. Și eu nici nu știu să fumez. Mai doamne, treci și supărat. Mă taci în pula mea, coai, că făcut și capul calitate. Bine că nu ți-a făcut MP3. Pat, cat, cătam, 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 cătam. Hai, dai, cum să nu dai, bă, că eu mor instant. Ia uzi. În fine, gata. Am sunat telefonul, mă, nebunuri. Mă, mă, ne-ai putut țigările în gură. Nenică. Și o mânecă. Medicinală, boss. De când s-a scumpit benzina, nu mi-am mai plimbat regina, e jale mare cu banii. Stai de acolo cu mitia aia după mine. Mi-e frică, du-te direct cu facă că-n pantaloni. Bă, glumă, glumă, de-aia să-mi bag pula, că pot să mă țin. Așa. Dă-te că nu apă să mă țin, să-mi bag pula. Bă, nu vă mai mișcați, mă. Ah, ce bine e. Dar nu am putea să mă țin, ce vrei? Dar nu mai ieșit afară de macă. Da, mă, freacă, știu puțin aici. Avem noi oameni afară. Bă, frate, ăsta mai vine, asta e cu sunet din nou. Auzi nume. Gogoașă, toapă. Dacă era hamburger. Hai mă, cine să mă apun. Haideți băieți, distribuim și noi live-ul? Mai distribuim live-ul? Mai facem niște urmăritori acolo? Mai creștem canalul? Nici nu răspunde ce al dracu e. Încă pe ăsta-l fut în celule acolo. Unul să pun în față jos. Tu-s morții, mătii în gură. Ăsta e handicapat. Nu mai sunt. Hai, morții lui! Îl bat rău dacă-l vede. Master, ceva pe afară? Ok. Flavia e cu tine? Ok. Futu-ți morții, mătii de boschetar. Taci, mă. Stai acum, bă, până vine ăla, mă plictisă și eu, dai cu... Liniște. De când s-a scumpit benzina, nu de-a mai plimba regina. Dar chiar bă, ăsta, să-mi dai și 120 de lei în promot. Ai văzut nașurile. Gabi. Ce vrei, vrei, ce vrei? Să-mi dai și mie 200 de lei în promot să bag și bani în mașina aia, da. Benzeul ăla. Nu m-am benzin. Bă, gamea aia și pula morții tăi de gogoașă umflată ce ești. Tu-s morții, mătii, în gură de coașă cumplută cu căcat. Stai, nu, că sunt cu minte referul meu, că îi dădeam despre geam dinții din gură. O, mă, frate, că m-am săturat de când aștept, vreau să văd cum mănâncă bătaie. Ia uite-o și pe ăsta, zici că-i fratele meu, Gemar.
Dacă n-are părâmbeu. Da, bă, da, vin la ziua ta. Arzi bani. Bă, ce tot râzi acolo? Că ai văzut-o pe una în pizda goală. O să-i împușc. Du-te și pici, te zic cum las eu. Să-i împușc, zis-o. Uru, fugi. Hai că da. De când s-a scumpit pe n-a mai fi mare. Băi, aveți mă că s-au de ușa, a venit. Ia mai sună bădă. Băga mea și pula în sunatul măsii. Hai, unde pleci tu? Să văd dacă a venit aici. Unde pleci tu că te bag? Ieși. Aaa. A voastră să corectez. Top, 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 tararapă, top, 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 top. Auzi, mie nu miroasa bine. Bă, cred că ne-am mințit. Am o coaie, i-am pus și pus aici. Bă, lasă bă toporul ăla. Stă cu toporul, bă! Păi ăsta e de la original, mă. E clar. Război mondial. Dar cum îi prindem, mă, dacă noi suntem sus? Trebuie să tragem la picior. Bă, e prea bătut în capul ăsta, să mor eu. Păi nu, că noi suntem antrenați și sărim. A, deci eu s-ar putea să-mi rup piciorul. Păi dar oricum cred că avem oameni și jos, nu știu. Să plec, mă, sunt până la funde. Ăla cred că nici nu mai vine, cred că, nu știu, mie nu miroasa bine, oricum. Nu știu, mie, cred că... Puteți să-l fuțeți pe Gabin cu nu mă bag. Asta-i pauza voastră. Cred că... Cred că au plănuit ceva. Ăla aia, mă gândesc și eu. Bă, nu veni sus. Bă, ăștia vin sus. Ești nebun, frate, l-am sunat, i-am dat locația, ce vrei? Ăștia vin sus. Și dacă vreau și dovadă pe aplicație să vezi că mi-a zis dacă li vrei. Dar sus la etaj vin ei doi. Aută pulă și aia, eu ce-i dau. Tași, mă. Avem oameni pe afară? Nu vede nicio activitate? Avem oameni afară, dar nu văd nimic. Mastere, ceva? Na, bă, ia și tu, ia, vezi? Vrei? Bă, vine. Ăla mănâncă în cur cu armă, cred că eu bag în cur. Nu. Mamă, ca pe la Sixtina să-mi băt piciorul. Vine cu laterala asta. Vine, mă? Hai că vine, nu mai vine ăsta, ce dacă... Păi stai, bă, Nesti, nu vezi că sunt la acțiune aici, trebuie să-l prindem pe ăsta, nu mai vine. Mai stai. Nu vine, mă. Ori îl bat, ori îl omor când îl prind din două. Nu, cred că mai vine. Ia de la mă, mai sună o dată și gata. Nu vezi că sună. Alo. Bă, frate, unde ești? Păi și vii și tu odată. Dacă ți-o dau acum. Ai văzut? Vezi că mi-a dat o dată locația zile. De când s-a scumpit benzina, nu mi-a mai plin pareți, n-a e jale mare cu bani. Băgă el ajul ăla de sus între picioare. Hai da, băieții, hai da cu like-urile.
Da, mă, vine, e pe drum. I-am dat locația nou. Stați acolo, băieți. Că a avut probleme. Dacă ăla a zis toate fetele, stați să supere vaste mea să nu se ducă că o bat. Perfect. Deci dacă nevastă mea se duce acolo unde a zis ăla, o bat. Distracție mare facem după aia. Da, așa puțin, că dacă s-a dus nevastă mea acolo, eu crăp în două. Cred că-l bat pe ăla care-i. Eu ce-i dau, dau din ce jos din gură. Ei? Soția mea frumoasă, dacă te duci acolo unde ai zis actimel, ne certăm rău de tot. Unde ai zis la petrecerea aia, hai, vorbim, că mă am treabă puțin. Nu, că te duci, uite, toate fetele, nu? Nu ai voie. Da? Hai bine, du-te, că mă duc și eu, hai, du-te. Hai, hai. Du-te în balaur de aici, fă de femeie. Au zis la petrecere cu Rebecca, bă, că mi-aș pune Rebecca cu Maria, s-o fut pe Maria în gură. Ce refac petrecerea, au ușit. Nu stau cu aia degeaba, ești de bun la cap că am vorbit cu el, vine! Auzi, băi, ce că nu mai vin, păstrează-i tu! Am sus și pula! Bă, sună iar pe nevastă ta! Da, mă, că sunt pe gogoașă cu aia să vină, că azi că zic că să păstrezi eu banii, auzi și tu! Bă, unde e her? Că trebuie să duc her chestia asta. Dă-te așa. Bă! Eu! Prezența aici la ochii mei mine. Auzi ce ai să facă, că să păstrezi eu banii. Bă, tu chiar nu ai... Tu chiar nu știi... Îi dă-i încoa în parte. Bă, mai sunt de câteva ori. Zic să vină, că nu am ce să fac cu banii lui. Neapărat, zici că e de la prostul și tu. Neapărat să-mi suci coaiele. Auzi, mă, fii atent. Dacă tu, dacă tu ne minți cu chestia asta, tot tu ajungi la celule. Bă, frate, am dovezi cu toate chestiile astea. Pe bune vorbești. Nu vă minte. Nu are ce să minți. Mamă. Bă, care, care e prostul că-l bat? Din greșeală. Îl bate, îl bate șeful lui, nu eu. Am dovezi când ne zice să livrez droguri și de-astea, ce-i asta? Bate-o pe tati, că atrage. E tine să bat? Am luat și tu cheful, să-mi bat pula. Zi-mi că-i dau eu, zi-mi că-i dau eu care-i. Stai mă că-i dau mesaj și zic că nu am. Nu, stai. Da, mă, da. Să-mi bat pula dacă nu plec. Nici nu mai prinde pe nimeni în seara asta, că nu vine ăla. Hai mă, hai, hai, veniți, veniți, că hai, plecăm la secție în patrol, tot, că nu mai, nu mai. Nu mai, că Andu e prea prost cu aia, Andu e un terminat. Să-mi bag pula mă, dacă ești prost, nu știi ce-a zis, omul ești idiot, dă-te-mi pula în ceaia asta. Da. Nu, frate, că știa și el de ce vorba, care pula tot trage, în fine mă lasă așa, dă-te pula. Sunt surioare aici. La, 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 unde e, bă? Și-ați mesaje. E aici, apeluri. Ora ai noștri trag? Nu cred că trag ai noștri. Da. Aveți grijă că e posibil să fi vorbit ăștia între ei și să vă să fi făcut mers. Uite-l, uite-l pe ăla, uite un civil, uite un civil. Luați-l la intră la... A, nu, e el, e bă ăla. Mă, îi zbura părul, cred. Bă, te vedea în chele, zbura părul. Domnul, cu... cu ce plecăm? Cum intrăm? Cum intrăm 12 pentru un taxi? Păi nu e, mă, că e doar unul. Și cred că, și cred că a mers la petrecere și el. E clar. Nu mai dai pe jos.
Se aude un elicopter. Am sunat la Uber Select. Master, fiți-ar capul tău că ești de pe stație și ne lași la greu. Mă, hai să vă zic să... Hai să vă pun la curent cu... Tu ce faci? Unde ești? Am trecut pe la Nesti. Păi noi am rămas aici fără mașini, poți să vii să mă iei? Ești? La Pacific. Colegul, la Pacific? Colegul, da, da, da. Bine, hai că venim acum. Hai că te aștept. Hai pupiți. Pa. Sau vină tu iar aici. Hai că eram vreo 12. Imediat. Da, bă, băieți, cam ăsta, cred că e live-ul pe seara asta, uite, am rămas de abia un om. Să pregătesc eu mâine ceva acțiuni. Că băieții n-au avut ce acțiuni, o să fac eu roleplay-urile mele de polițai. Pregătesc eu ceva să învăț mai bine acțiunea asta. Că n-o cunosc, am fost toată viața mafiot. De când mă joc 5 nu mai mafiot am fost, deci nu cunosc așa bine facțiunea de polițai, de asta stau cu ei. Dar de mâine până mâine o învăț eu și o să umblu eu singur să-mi fac acolo, să-i prind pe ăștia. Bă, da, ce nu puteți, ce cu n-am bani? Lasă că vine Flavia să ne ia. Ce, voi ați chemat taxiul? Nu, chiar. Adică... Dacă vine Flavia, merge. Păi normal. Nu, alte motive nu sunt. Băi, dar ce ne-au tras ăștia? Eu cred că ne-au tras țapa. Mm-hmm. Ne-au făcut să așteptăm degeaba aici și ăla cine știe unde să fie dus. Bă, lasă-mă că trebuie să mă tund, cred că. Ia, dă să jos chipiu. Ma, ce urât ești. Păi dacă-s bătrân, ce vrei? Da. Ia uite, mă, nici nu mai sunt așa. Bă, ce cu barba asta? Așa mi-a crescut. N-ai mai fost pe la frizera aia să berberească? Bă, să nu zici că au venit cu două locuri. Mamă, da, altă mașină n-ați găsit și voi? Balba, neve. Pe tine te iau în brațe. Și pe el? Mergi cu taxiul, mă. Băi. A, se duce cu taxiul. Da, și pe tine te iau în brațe. Bă. Hai, treci sus. Bagă-mă în spate. Mă, dar nu prea am unde spate. Aruncă-mă în portbagaj. Mă înghesu eu acolo în portbagaj. Bine, hai că avem ceva de bandit. Sorry. De că putea să stai și că-i... Că te omor pe tine. Că avem de bandit. Da. Ei, avem unde. Stau puțin pe gânduri și după aia vorbim, da? Bye. Bă, cam asta a fost live-ul pe seara asta. Ne ducem la ziua lui Nesti. Nu pot să fac live acolo că pune muzică și îmi închid ăștia live-ul cu muzica lor, că sunt drepturi de autor. Așa că mâine seara ne auzim cu alt joc. Mă gândesc dacă intrați acolo pe la mine pe Discord să-mi spuneți ce joc vreți să încerc. Am acolo niște jocuri. Încercă Emily Wants to Play Me, Fortnite, PUBG, ce vreți voi, aia încercăm mâine. Așa că asta a fost toată seara asta. Trebuie o facțiune, ne-am angajat totul bine, învățăm facțiunea. Așa că miercuri băgăm 5M și mâine seara băgăm jocurile noastre favorite, horror și chestii din astea. Hai, noapte bună și ne auzim mâine, la aceeași oră.